Tricolorii au revenit în țară după calificarea spectaculoasă la campionatul european din 2024. Odată ajunși acasă, jucătorii pregătiți de Edi Iordănescu au luat dispoziție doar 2 zile de antrenamente pentru meciul cu Elveția de pe Arena Națională. După meciul de aseară, țara noastră a urcat pe primul loc din grupă cu 19 puncte, la 2 puncte distanță de Elveția. Câștigătoarea grupei se va stabili marți, însă atât România cât și Elveția s-au calificat deja la Euro 2024. Calificarea tricolorilor la campionatul european vine după o așteptare îndelungată de 8 ani. Tricolorii s-au întors în țară după meciul spectaculos din Ungaria, care a asigurat calificarea României la Euro 2024. Jucătorii, staful și conducerea FRF au fost primiți la salonul oficial al aeroportului Otopeni, acolo unde Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a ținut un discurs. Odată ajunși în țară, jucătorii români urmează să se pregătească pentru meciul cu Elveția. Miza partidei pune presiune pe tricolori. Ținând cont că România poate să fie repartizată în urna a doua la tragerea la sorți a grupelor pentru Euro. Pentru a atinge acest obiectiv, naționala are nevoie de un rezultat pozitiv în duelul cu Elveția de pe Arena Națională. Meciul care ne-a adus calificarea s-a disputat pe Pancho Arena de lângă Budapesta, în fața circa 600 de suporteri români. Deși naționala israeliană a marcat încă din minutul 2, tricolorii au egalat rapid în minutul 10, prin golul marcat de George Pușcaș. Iar golul victoriei... Am reușit tot să facem în 9 meciuri, ceea ce e foarte bine. Suntem fericiți. Cum am spus-o înainte de meci la conferință, când m-a întrebat ce mesaj să transmitem suporterilor, am spus că România este pregătită și am dovedit în seara asta că am fost pregătiți. Edi Iordănescu i-a felicitat pe elevii săi după meci. România! 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 Bravo, băieții! Mă încearcă un sentiment de bucurie mare, probabil că zi rământare să conștientizăm mai bine și să putem să ne bucurăm pentru munca pe care am făcut-o, dar în același timp mă încearcă și un sentiment de mândrie. Sunt extrem de mândru că antrenez băieți de valoare și de mare caracter. Sunt băieți în care am crezut necondiționat, care mi-a apărat când a fost cazul cu toată puterea mea. Iar jucătorii nu și-au putut stăpâni bucuria și au dat buzna peste conferința de presă susținută de selecționerul Edi Iordănescu. Am condus meciul. Meritam să câștigăm din prima repriză. Am avut mai multe ocazii, am fost peste ei. Mulțumim frumos! Ne vedem în Germania!